Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România. Un SAR. Vă rog să reveniți pe scenă. Îl așteptăm pe scenă pe Alexandru Ciuncan, președinte, director general, să ne vorbească despre cele mai recente proiecte ale USAR. Și microfon, Alexandru? Încă o dată, scurt și la obiect, mulțumim mult celor 21 de membri. Avem foarte multe surprize pregătite, însă nu o să le devolez acum. Mulțumim, măcar exprim. Proiectul care a ținut cap de afiș anul trecut și care continuă, proiectul vostru legat de siguranță rutieră, cu siguranță, Coaliția pentru Siguranță rutieră va continua, dar cred că sunt mult mai multe proiecte, nu doar dedicate zonei de asigurare auto. Încă o dată, nu e acum momentul, însă le mulțumesc încă o dată colegilor mei, tuturor membrilor bordului nostru care se implică pentru tot ceea ce fac pentru noi. Mulțumim, exprim. Felicitări, Unsar. O să-ți dau un loc cu microfonului, așa, și o să te rog aici în față o fotografie.